Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la emisiunea Școala Gorjeană, care, ca în fiecare miercuri la această oră. Avem plăcerea să revin în studioul domnul Petre Ciungu, directorul Colegiului Economic Virgin Magiaru din Târgu Jiu, care îi spunem bun venit. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație și sper să nu uitați și în viitor. Da, dom'le, cu siguranță o să, o să mai continuăm discuțiile noastre, mai ales că ele datează de foarte mult timp și pe mai multe segmente media, dar începem chiar de aici, așa cum am pus și titlul, faptul că v-ați hotărât, surprinzător pentru unii, Poate așteptat pentru, pentru alții, având în vedere că dumneavoastră vă apropiați de vârsta de pensionare, să nu mai mergeți la colul, de fapt să vă retrageți la sfârșitul acestui an cel puțin din funcția de director. Ce va determina să faceți acest gest? mai ales că pentru unii a fost destul de surprinzătoare această veste. Și da. practic sunteți singurul dintre colegii de generație care a anunțat acest lucru din ce știu eu până acum. Eu. Uh... De-a lungul carierei mele ca director, am dat mai multe concursuri. Ca să nu se creadă că mi-ar fi teamă așa de tare de un concurs, am dat de vreo 3-4 ori în atâtea etape și s-a rezolvat foarte asemănător și atunci era cu ceea ce se intenționează. Acum, poate că nu era tehnica asta modernă care o folosesc pentru înscriere la concurs. Acum, dacă stăm să gândim că la vârsta de 65 de ani înseamnă 3 ani peste cei 62, care atâția ani de zile era anul de pensionare, mi e suficientă activitatea și ca director și didactică, pentru că la ora actuală s-o ca să merg până la sfârșitul anului școlar ca profesor, asta ca să um, dau seama că în tinerețe am fost profesor cu alți directorii care mă conduceau, și că mi-a plăcut foarte tare, și că nu numai că mi-a plăcut, dar de aceea poate să și m-am ridicat în perspectiva anilor următori, din activitatea la catedră. Dar cu continuarea care este, cum să spun, ajutată de lege, mai văd la vară. Da, teoretic, -am mai puteți spus. să continuați încă trei ani pe, pe calea de profesor, profesor. Da, însă asta depinde și de sănătate, depinde și de situația. De acasă, pentru că spre bucuria mea sunt un triplu sau bunic la puterea treia, cum mai zic unii, aș avea ocupații. Nu mă, cum să spun, frământă sau nu m-a atacat ideea că nu mai sunt director în sens negativ din potrivă m-am mai liniștit, m-am uitat în oglindă glumea masă cu colegii și parcă s-au mai destins așa ridurile de pe față, pentru că până la urmă te eliberezi de gândul că sarcine care te preocupă în fiecare zi nu mai sunt ale tale și trebuie să le ducă altcineva. Dar singurul lucru subiectiv de data aceasta, pentru că îi se întâmplă fiecăruia, poate fi chiar categorisit filozofic și obiectiv, este că îmbătrânești și asta te mai face să te gândești, dacă e cazul să mai vezi viața și altfel sau să mai faci și altceva. Este chiar așa stresantă această meserie, ocupație, cum vrem să-i spunem, de director, de școală, nu neapărat de liceu, de școală în general, având în vedere că dumneavoastră practic vreo 24 de ani, ceva de genul da, acesta. acesta. Dacă de ministru, nu o mai lasă nici. da, păi nu mai e da la Să scalul. fie 20 de da, ani, da, așa nu mai fie director de 20 de ani, da. Da, la, da, păi nu, cu domnul ministru e altă problemă, dânsul din universitar, deși acolo nu se fac nici concursuri, și, e altfel. Și e duc da. mult mai mult, au drepturile da, la da. bătrâne serioase, nu da. da. să lucreze. Da? Întrebarea dumneavoastră poate fi și retorică, pentru că și dumneavoastră sunteți director de școală, știți că sunt probleme din ce în ce mai multe. Satisfacția mare este ca director când le rezolvi și le rezolvi bine, încât școala să nu simtă sau cei care lucrează în școală, profesorii, elevii și părinții acestora, anumite probleme și greutăți cu care te confrunți și cred că asta mi-a fost și ideea principală. Când n-am făcut prea mare caz de problemele care apar și am încercat să le rezolv și o bună parte, dacă nu majoritatea sau dacă nu chiar în totalitate, le-am rezolvat de-a lungul timpului. Am avut și o inspirație divină, să-i spun, sau un sprijin divin, pentru că parcă când mă gândeam așa că trebuie să rezolv probleme, mi-apăreau diversi factori care mă ajutau să le rezolv. Adică nu a fost stresant în sensul acesta. Eu aș vrea să vorbesc despre problema stresului în de director, dar nu acum cât încă sunt. Poate după aceea, dacă o să am ocazia, v-aș putea spune cu fapte cu nume, cu prenume, cum mai se folosește expresia asta, exact care este sau cine te stresează într-o activitate de conducere în învățământ. poate am reușit să învățăm mai multe și din aceste treci și poate e nevoie de o asemenea carte, având în vedere că bibliografia Ministerului la acest moment pentru acest concurs merge doar pe experiențe anglosaxone, Australia, Noua Zeelandă, deci nu m învățământ avansat cu ghilimele de rigoare, pentru că Cinstit, n-am auzit să facă, nu știu ce performanțe învățământul de acolo, dar noi da, îl pregătim bine, ca de bine soluție așa, da. de succes. Da. da. E adevărat, încă o dată mai refer la cel care a conceput concursul așa, e vorba de domnul nostru ministru, faptul că probabil lucrând în învățământul superior e o distanță față de noi care lucrăm în, de la comuna din vârful muntelui până la un oraș mare, și e greu să cunoști toate lucrurile și toate aspectele. Eu mă tem de un singur lucru. Nu mă preocup atât de mult că nu mă duc eu la director, da, la concurs, dar mă tem de un lucru că sunt școli în care nu prea ai pe cine să pui director și să știi asta de mult. E vorba de mii de școli care nu au exact. nici măcar un membru în acel, acel colegiu național de, da, de al experțiilor așa, în management. Da. Plus că aplicația tehnică care chiar de la înscriere e destul de dificilă, nu este chiar accesibil în toate sătucurile, comunele și chiar pentru toată lumea, că na, ești specialist. Și care sau, e cam blocat în ultimile na, zile, sau nu orice caz la, sau, da, pe sau... programul normal e, e da. practic de nefolosit. Deci sunt da. lucruri la care trebuie să gândesc, că părerea mea este asta nu și mi-o mențin, pentru că știu situația chiar în județul nostru, școlii Destul de izolate sau școli în care, mă rog, cei care au fost sau au acceptat să fie directori, au acceptat la rugămințile celor care ne conduc, la situația comunei respective, la, mă rog, gândindu-se la copii și la tot ceea ce se poate gândi un director care se angajează într-o treabă. Dar ca să promovezi și să te înscrii, în primul rând, la un concurs cu o tematică de... Am auzit și colegii care probabil se vor înscrie, că au citit mai mult decât mie, acum că n-am mai citit ce se cere, de asemenea situații. Eu zic că în legea învățământului era prevăzut o condiție, să zic așa acum, în care direc... cel puțin propunerea pentru a merge la concurs sau a fi era în Consiliul Profesoral al școlii respective. Eu zic că cel mai bine și cel mai corect și obiectiv este o propunere într-un Consiliu Profesoral, pentru că cu oamenii de acolo lucrez până la urmă. Dar dacă nu treci girul colegilor, n-are ce să cauți la concursul exact, respectiv. Exact, sigur că sunt, acum nu, nu știu cum să spun, ca să nu par că eu acum fac pe moralistul, că nu mă duc. Dar pot fi situații în care apare un caz nefericit de director care nu îl îngrădește nimic să participe și să ajungă în această funcție. în colectiv și mai ales în colectivele astea mari, dar și în cele mici, se cunosc foarte bine oameni și cunoști să, cine, mă rog, are posibilitate sau a posibilitățile să conducă o școală și să fie și cu rezultate bune până la sfârșitul activității lui și cine nu poate. Dar, mă rog, dacă așa se a considerat, E problema celor care fac această situație posibilă. Mai e o situație care, mai mă rog, cred că o știe toată lumea și trebuie să o știe cei care vor fi directori de la 1 ianuarie încolo, pentru că trebuie să facă, după părerea mea, un alt calendar al mișcării personalului didactic. Pentru că foarte multe locuri sunt ocupate în cascadă deci locul de directului directorului de un profesor detașat nu știu de unde. În locul lui a venit altul și așa mai departe. Ori tot aceast, acest joc de remi se duce pe apa sâmbetei atunci când apare un alt director și trebuie reluată asta și cred că chiar în mod serios reluată mișcarea de personal didactic, că eu știu și la mine la școală, la mine e mai simplu puțin, că eu de la început, dacă Cam și când am auzit așa înainte de începerea anului școlar că s-ar produce aceste modificări, am făcut și rezervare, rezervă de catedră orele mele, încât într-o simplă mutare nici ceilalți colegi nu rămân în afara situației lor de angajați și nici eu nu rămân fără ore, adică pot imediat să mă repliez pe catedră. La fel la directorul ajung dacă nu se înscrie la concurs. Dar sunt alte școli în care nu e chiar așa de simplu, că nu sunt orele la dispoziție pentru toată lumea atunci. Uh, apropo de această situație, ar fi fost mai bună cealaltă propunere lansată, adică cu un concurs care se putea ține ori în vară, ori în cursul anului școlar, dar care să se aplice rezultatele lui de la începutul noului an școlar? Eu am auzit astăzi discuția cu posibilitatea aplicării de la 1 septembrie a celor care ar fi. Cred că n-ar deranja foarte mult sau n-ar încurca foarte mult sistemul. Părerea mea. Acum cei care iau concursul, poate unii dintre ei așteaptă cu nerăbdare să fie instalați, că de-aia învață și se duc acolo și se produc situații. Dar pentru, linștea pentru linș de sistemului, zic eu, era bine să fie una din aceste două situații, fie concursul adică dea... Am scăpat de aceste bulversări că dacă sunt se mari schimb. bulversări și o să vezi că sunt atâtea ore, vor rămâne fie neacoperite, fie oameni care vor rămâne fără ore pentru că a fost o mișcare amplă și e în fiecare an mișcarea asta în învățământ. Dar acum la mijlocul anului când s-au împărțit dirigențiile, au început profesorii să predea la clasele pentru care au fost aduși în școală, elevii au început să zicem că unii dintre ei poate mai puțin sau obișnuiri în făcut cadrele didactice noi venite și dintr-o dată le schimb situația, mă gândesc la clasele a 8 -a, mă gândesc la clasele a 12 -a, unde nu e chiar așa simplu pentru un elev care a făcut cu un profesor poate 2-3 ani pentru că a fost pe catedra directorului cineva constant acolo și dintr-o dată la sfârșit când are nevoie de sau când s-a obișnuit cu stilul de predare, cu metodele de lucru la clasă se întâlnește cu altcineva care mă rog, are alt fel de a lucra și greu să se mai adapteze. Dar, mă rog, cum se rezolvă toate așa heirupist așa în România, cred că merge și în învățământ. Cei care reproșează, inclusiv sindicatele, Federația Sindicatului din Învățământ a făcut mai multe, a avut mai multe poziții, reclamă pe lângă alte, faptul că s-a forțat foarte mult calendar. În sensul că orice lege intră în vigoare de, la moment, de momentul când este publicată monitor, ai o perioadă în care, până în momentul când începe să producă da, urmări. Da. Ori, practic, la noi, în ziua următoare publicării, a și produs concursul de peste 30 de zile, da, partea sigur, de probă sigur, scrisă, da. ceea ce nu prea este în regulă, nu prea este uzual. Pe de altă parte, și aici este toată. Se contestă această procedură care contravine, adică această metodologie de concurs, cum spuneați, cont contrazice puțin legea educației care vorbea de alegerea directorului să aibă girul Consiliului Consiliul Profesoral. Și etapele acum ale concursului, că spuneați dumneavoastră mai devreme, că au fost asemănătoare cumva... Cu concursurile date până în 2008, ca să spunem că din, da. do până în, din 2008 încoace nu s a mai da, dat. Cred concursuri. că în 2008 a fost ultima da. dată. Da. Uh, problema e următoarea. Uh, această probă scrisă națională, care înainte să dea, era uh, în ultimii ani, s-a dat conectat la calculator cu da, acel da. test da. din uh, practic tot, tot acela. Tem de... Dar era un test de uh, legislație, de aceea are nevoie un director, mai ales că nu ai un jurist într-o școală. Da. Și mai puțin partea aceasta psihologică sau ceva de acest gen, poate încă adevăr sunt alte probleme în învățământul actual care uh, directorul trebuie să le facă față. Dar uh, legislația, mai ales că e foarte multă legislație nouă schimbată în ultimii ani, cred că ar trebui să fie uh, partea principală a unui concurs. Asta e o primă părere pe care am văzut-o. Și mai e una apropo de ce se întâmplă la nivelul, dacă la nivelul localităților mal nu este o problemă și cu desemnarea reprezentanților primăriei, reprezentanților Consiliului de Administrație sau Consiliului Profesoral, da. problema care se pune este în localitățile mai mici și că spunem că depolitizăm școala. Cu să văd și sunt comune în județul Gorj și păstrez în care am înțeles și Pot să, mi, să nu știu un momentul de față oficial dar am înțeles că primarul a nu să facă parte din această comisie, e adevărat că nimeni nu-i poate interzice dar primarul ăla dacă a vrut să facă parte într o comisie trebuie să zice că are un scop, care ar putea fi scopul unui primar, că bănuiesc că nu vrea să fie director de școală da. sau vrea să fie să pună unul care el să nu, nu, nu am înțeles chestia asta dar dacă este adevărat la nivelul județului Gorj, că sunt primari care vor să facă parte sau deja s-au depus, că s-au depus acele da. opțiuni, mi se pare cea mai mare aberație, chiar dacă legea permite. Deci, primarul ăla a rezolvat toate problemele în localitatea respectivă, indiferent unde este ea, mai la marginea județului, să spunem, și s-a dus să rezolve concursul cu directorii. Da, acum mi-ați pus întrerupătorul în funcțiune. M-am gândit când a zis că în, sunt comune în care. Chiar nu prea ai pe cine să trimiți în comisia respectivă, da, pentru asta că nu știu dacă domnul primar de acolo, de unde ziceți dumneavoastră, sau s-a pus acolo în comisie, are studiile corespunzătoare celui care candidează, pentru că nu da, Poate să zicem că probabil, da, probabil au. Dar da. s-ar putea să fie încalți toi ai din Consiliul de Administrație, profesorii au, care să nu găsești, pentru că sunt multe comune în care au pus. Nu atâta cu mai da, și cu doctorat sunt doctorat deja poate vreunul. Da, dar nu în general au da, au ieșit da. foarte mulți consilieri și da, poate sigur. chiar și primari da. de la de așa. pe tractură a ieșit a, direct sigur primar. Da. Da. foarte bine că a ieșit dar conform legii nu prea are uh, cine să fie acolo în comisie, dar nu cred că asta este problema. Problema rămâne în continuare da, de a poate găsi. exista suspiciunea Aia de politizare, ca, asta. ca directorul să aibă culoarea politică a primarului Aia care posibil, se bagă da. în comisie, da, că sigur. altfel de ce s-ar băga? Da. Problema asta cu depolitizarea are, are de, cum e, două idei. Una că, mai rog, au fi fost cei dinainte sau cei care sunt până acum puși politic, ceea ce eu contrazic total. Eu vreau să spun, în afară de sprijinul primăriei ca om care am făcut ceva pentru comunitate, pentru că nu m-am dus niciodată să zicem, cu probleme cu intri și cu probleme politice nici atât, deci eu zic că primarul municipiului Târgu Jiu a ținut cont chiar cu destulă seriozitate de ceea ce a făcut omul în școala respectivă, deci eu n-am simțit că e ceva politic. Pe la dumneavoastră a fi că am fost și, și de-a de lungul da, mai multor. La, la ce perioadă aveți dumneavoastră da, ca director, practic exact, a scris absolut toate orice guvernare. Acolo, deci orice nu, guvernare nu, și nu m-am înscris da, în partide da, ca da, să zică da. că cineva că am fost acolo. Dar dacă nu, cumva se urmărește. Pentru ceilalți, acum, e, aici este e chestiunea. Și să o pui, ca simplu cetățean, nu neapărat ca mie, ca, care nu mă interesează foarte îndeaproape problema aceasta. Dar poate fi interpretată și așa. Și au interpretat și deci, o interpretează mulți și în acest fel. Și atunci se duce căruța la vale cu cai în urma ei. E ca naiba, știți. Bine, pe de altă astăzi. parte, aceste concursuri trebuiau să se țină. Au tot fost amânate să nu uităm că ele au fost anunțate chiar de Liviu Pop în 2012 da, da, sau da, dacă că... mă înșel eu nu mă înșel și tot așa s-au tot uh, prelungit uh, aceste lucruri niciodată nu i momentul oportun de acolo Sigur, dacă am așa... și se ne poate reproșa oricine că discutăm tocmai de aia că da, nu ne convine. Dar poate că era bine să se fi ținut așa din 4 ani în patru ani, era și mai ușor. Da, mai simplu. Mai de, simplu de desfășurat, de ușor. Se asume altfel dacă știi, dacă e sigur că ești și în următorii ani. Uh. Lăudabil însă altceva aș putea să spun și eu vorbesc de județul Gorj acum că știu situația mai bună, cu mici excepții că au fost și schimbări, în general directorii au putut să continue de la un an la altul, să-și continue proiectele, în ultimii ani nu s-au făcut schimbări masive, și mulți dintre directori vin din... Unii sunt chiar din perioada dinainte de 2008 sau 2007. Da, și nu fie. vorbim acum de Licee mari sau de dumneavoastră care sunteți în cauză aici în emisiune, ci și de multe alte unități școlare. Da, asta cred că la Gorge a fost bine înțeles de acest lucru, de către inspectorii general care, mă care rău, sunt cei de care da. organizează detașele în interesul învățământului sau coordonează aceste detașeri și Într-adevăr, cum uh, cunosc și eu atâția oameni din anii respectiv care i-ați amintit dumneavoastră, n-au fost uh, schimbări acolo unde lucrurile au mers foarte bine. Schimbări, probabil au mai fost și. Așa cum eram anunțat și în ședințele noastre cu inspectorul general, acolo unde probabil au apărut o serie de probleme care n-au mai putut fi rezolvate decât prin schimbarea directorului. În rest, marea masă de directori este aceeași. Acum să vedem dacă inspectoratul școlar este sau au fost mulțumit de modul cum s-a lucrat cu acești oameni. Să vedem concursul ce selectează din marea masă, din cei care sunt actualmente directori sau din cei care își exprimă dorința de a fi pe viitor. Aici e discutabil, nu putem să dăm, să prognozăm decât atunci după ce vedem o perioadă de timp cum vor merge școlile. Da, acum mai este apropo de înscrieri, se anunță chiar cifre masive de înscrieri la unele școli. Bine, vreau să vă spun că unele sunt de de domeniul fanteziei, Vedeam o știre în presă a unui domn doctor de la policlinica Târgu Jiu, fost director domn Stânculete sau ceva de genul de și purtător de cuvânt în scap acum care anunța că peste 400 de oameni au luat și au făcut fișele în spitalul județean. Păi, având în vedere că, prin medicina muncii care permite legea, puteau să facă fișele respective, da. mai sunt. Alte câteva sute ar însemna că, deci, jumate dintre profesorii din Gorj vor să fie directori. Ceea ce este, oricum, pe acea aplicație, din ce am înțeles, e undeva la 100 și ceva de persoane erau înscrise la nivelul zilei de ieri. Bine, în ultimile zile se fac înscrieri pentru că a fost foarte dificil de făcut dosarul. Nu cred că vor fi chiar atât de mare, nu va fi atât de mare concurența, chiar dacă în unele școli auzim deja de cifre 7-8-10 candidați, mi se pare mult, mi se pare enorm, să spun așa. Pe de altă parte, concurența aduce progresul până elbine, la urmă sigur că și poate, sigur. poate fi, fi bun. Din... Numai oh, că oh. trebuie, să și vă întreb puțin, gândit foarte bine dacă modalitatea aceasta de sfârșurare a concursului selectează cu adevărat oameni cu aptitudini pentru această, să zicem, sarcină pe care să urmărească. Bun, din acest concurs se poate, pot fi relevate, să spunem așa, aptitudine pentru director. Acum, din tot ceea ce, din etapele astea, concursul teoriei da. lucrarea scrisă, e scrisă, sunt itemi și aici aș avea o observație de făcut, să nu uităm ce am spus acum. Eu știu că la rezidențiat se dau teste grile și cu sute și mii de grile, numai că un avantaj pentru studenți e că aceste grile sunt tipărite din înainte și elevul, studentul, pardon, le studiază și le învață pe din afară nu cum să le învețe, dar oricum e în temă cu foarte multe din întrebări. Și cum știe discuțam, cum se desfășoară, câte sunt Unde și... nu știe, da, citește da, și atunci da. le învață. Ori aici, ca să faci un, să vină un test care habar n-ai prea mult, sunt câteva exemple puse pe internet, dar poate să fie unul care să n-aibă nicio legătură sau foarte multe dintre întrebări să fie legate de Suedia, Norvegia, Germania și Anglia și atunci te pune puțin în corugătură chiar și legislația, pentru că s-a schimbat de atâtea ori și legea noastră. Asta spun, legislația era sigur, o, o problemă da, ea în sine că este sigur destul că da. de nouă. Nu mai legea învățământului, da, cum da, a fost schimbată da, și cum... în momentul ăsta vii cu da, alte. Da. Este greu și Mă rog, cred că asta ar putea fi. Eu mi-aduc aminte și nu dau, mă dau exemplu tot pe mine sau exemplu din activitatea mea. Într-unul din an, dacă nu pentru 2008, când s-a dat ultimul concurs, am tipărit, am lucrat și am tipărit o carte cu mulți temi pentru concursul de directori, și pe care o am și acum, împreună cu un grup de inspectori școlari și de directori. Din care s-au dat întrebările respective atunci când s-a dat concursul. Un sprijin, după părerea mea, extraordinar de mare, pentru că chiar eu care am și scris la ea, a trebuit să o citesc și să învăț acolo unde probabil uitați în ce vreo să vreau să împlini temii respectivi sau form -ă, formulați de alte persoane să îi învăț. Deci asta ar fi un sprijin pentru cei care vor să candideze la funcția de director, să ai un suport. Acum bibliografia este vastă, sunt cărți, am văzut acolo, care trebuie citite, cei care sunt în funcție mai au și treburile școlii și nu cred că e ușor să le... Mai ales deci, la început de an școlar. Sigur da? că de la început de an școlar sunt diverse probleme. Discutam despre... Problema testului. Așa, problema testului și l-am uh, discutat eu acum cum l-aș vedea eu și cum poate să fie în calea unui om, așa, ce ar fi, nu ziceam, ce din etapele acestui concurs, ce ar uh, scoate în evidență aptitudinile unui da. viitor director. Uh, CV-ul este al fiecăruia, mai bogat sau mai puțin sărac, cum te-ai organizat de-a lungul timpului. Având în vedere că foarte mulți dintre profesorii noștri își pun dosare de gradație de merit cu fel de fel de documente, cred că au o bună parte dintre ei asigurat CV-ul ca să-și iau un punctaj minim, măcar, pentru a promova această etapă. Cea mai importantă și care zic dacă ar fi examinată de oameni care să fie pe probleme, este cea privind... Planul de dezvoltare instituțională, pasul cum era liceu, planul de acțiune al școlii, care prevede ca omul cel, cel care candidează să-l cunoască, pentru că el a fost elaborat pentru anumite perioade de timp, îmbunătățire actualizat, să vadă din el, să-l analizeze ce a fost bun, ce probabil ar putea împiedica viitorul, și să propună o ofertă educațională aici iar e foarte greu să dezvolți, nu știu cât de mare trebuie să fie aceasta, câte puncte să aibă ca să iei punctajul de promovare și care aici, să zicem, că ar putea, sau comisia de concurs, ar putea să-și dea seama dacă un candidat vede în viitor bine dezvoltarea instituției respective. Bun. Asta presupune, iertați-mă, dacă și comisia, care e formată, aici. cum este formată cu această structură, are habar, să zicem, în afară de profesori care sunt prin școală, dar nu candidează la funcția de director, nu știu cât de mult e interesat, da. să zicem, o ofertă educațională, vin ceilalți din afară, care, părinți, care, iar nu știu ce vor înțelege din ceea ce spune candidatul acolo, și ceilalți care sunt în comisie, nu-i mai nominalizăm nu să nu se supere. Da, în general, aici și... e problema că poate reprezentanții Consiliului administrației locale, administrații locale pot să da. nu fie familiarizați cu problemele școlii. Exact, da, Nici celelalte cadre, de da, pot să nu fie vă spun, să la, nu din fie cauza concursului. Au, dacă nu -au... Da, asta da. Da. E, în au... aceste condiții această comisie evaluează sigur. un PDI sau ceva de genul acesta. Da. Putem să uh, se poate ajunge aici în sensul de a vorbi directorul singur și, a, și ceilalți să spună da, e foarte bun, dar el bălmăjește orice, sau partea cealaltă, adică vin cu o idee fixă, noi întrebăm nu știu ce și nu are nicio legătură cu subiect. Deci există, pot să fie și derapaje. Pe de altă parte, și aici aș vrea să, să vă întreb: apropo de oferta managerială. Suntem în baza unei legislații. Se schimbă deocamdată la, la gimnazii, de anul viitor, se schimbă planul cadru. Va urma și la liceu și mă a prezenta o ofertă școlară la acest moment pentru gimnazii în general e o treabă destul de dificilă la acest moment, mai ales că lucrurile în școli se schimbă total. Practic, în momentul când devii, mai ales dacă se duce spre 1 septembrie, nu anul mine, practic vei lucra în alte condiții decât s-a lucrat până în momentul de față. Așa, sigur, cred că în cadrul ofertei manageriale, candidatul trebuie să să vadă lucrurile puțin la general, în sensul că, în baza legii învățământului, mai ales lucrurile care nu s-au schimbat și care se aplică în continuare, vrând-nevrând, așa poate să-și pună sau să spună un punct de vedere privind organizarea instituției. Și eu mă refer aici la. Ce număr de clase vrei să propui pentru anul școlar viitor? Ce studii sau cât ai cercetat în interior la liceu pentru gimnaziu, gimnaziu pentru învățământul primar, câți elevi sunt, cât și așa mai departe. Așa, ca să poți să faci un plan, să-ți propui un plan pentru a păstra oamenii sau poți să-ți propui unul care să-i mai împuțineze din instituție. Da, însemna la cineva, apropo de discuția aceasta pentru emisiunea de astăzi seara, spunea ce, că ce, ar fi curios să vadă ce planuri operaționale și mai ales ce pdi se pot face în condițiile în care la nivelul gurjului și întregii țări Populația școlară este în scădere, la toate nivelurile. Exact aici trebuie Deci, sigur... practic, cine vine în afară se așteaptă să crești numărul de clase, să crești numărul nu știu ce. Deci, în condiții în care, practic, dacă populația nu școlară până așa... la nivelul da. respectiv, care este situația, degeaba poți să propui în loc de 8 clase sau 7 sau 5 dublu, pentru că ele nu se vor face. Ba, măgești așa, până la urmă apar cu oameni în toamnă că e încadrat și N-ai avut, nu ai clasele, sunt multe probleme. Așa ar mai putea fi probleme, nu vorbim de baza materială, să zicem că acolo e chiar mai ușor de a-ți imagina ceva, de să ți imaginezi, greu de realizat, pentru că sărăcia care ne paște așa peste tot. nu da, și o legislație permite, ciudată. Și o legislație ciudată în care nu, în care da, nu ai tu. Mare nu poți să iei obiecte de inventar, exact, de exemplu. Da, exact, clasul, sau faci artificii la limita exact, legii sigur. ca să poți. să... Deci sunt să, lucruri să... care mă rog, să fi informat, le prevăd așa, le văd mai bine decât cei care au fost până acum, aș vrea să văd în anii următori. Bine, se adaptează unele lucruri și din mers după ce trece acest hop, oh, examenul, concursul acesta, unii dintre oamenii găsesc, că dacă și aici pentru toată lumea, pentru că eu am avut norocul și șansa și posibilitatea până la urmă și înțelepciunea să-mi conduc un colectiv deosebit de bun, adică să nu am niciun fel de problemă aproape cu oamenii care lucrează în Colegiul Virgil Magiaru și ei te sprijină ori de câte ori ai nevoie, dar dacă nu știi acest lucru, care zic eu că este unul dintre punctele care trebuie să le vezi în oferta managerială cu formarea colectivului, pentru că anumite sunt probleme destul de multe. Sunt școli în care sunt reclamații peste reclamații, vizita inspectoratului peste pe neașteptate, sunt tot felul de situații. Ori eu vreau să spun că, din acest punct de vedere, chiar aș fi, să zicem, un sfătuitor, dacă cineva mă mai ia în calcul, să aibă foarte mare grijă, pentru că de ce depinde și activitatea cu elevii, și activitatea cu părinții și depind și rezultatele școlii și ambianța. Până la urmă, că dacă vii într-un colectiv, vii spart, vii spart, pleci la ore supărat, vii și mai supărat de acolo și așa mai departe. Un lanț de probleme care se declanșează. Avem câteva mesaje, unul dintre ele poate să leagă. Vă întreabă, de fapt spune așa, trebuie Trebuie să ne gândim că avem concursul. Vom avea director cu concurs. Ce bine! Dar legislația nu s-a schimbat. Ce să facă ei să facă o școală bună dacă nea Ion care predă nu știu ce disciplină nu-și face datoria? Bun, astea sunt probleme care se întâlnesc în școală. Nu zice nimeni că toată lumea e foarte uh, bine pregătită. Toți dascării sau toți au uh, chemarea pentru a fi profesor, Asta e discutabil în multe școli. Dar, repet, depinde foarte mult și de cel care conduce școala cu nea Ion, așa cum îi spune da, cu nea lui, că dacă nu lași să-și facă ce vrea el pe acolo sau nu, știi, să cooperezi cu el, să lucrezi cu el, să alege praful, are dreptate cetățeanul respectiv sau cine ne vă scrie acest mail. E important, foarte important ca un director primul lucru pe care trebuie să facă, vă spun din experiența mea, este să, să se considere cu obiectivitate, dar să se considere coleg al celor care lucrează în școala respectivă, că nu e. mă rog, eu am avut șansa să zicem că de-a lungul vieții am scris cărți, am, mi a dat doctorat, am făcut atâtea și atâtea lucruri și mi-am creat să zicem un, o oarecare poziție, dar majoritatea suntem la fel, suntem egali în studii, de aia e și foarte greu în învățământ poate acest concurs nu nu, pune în, nu este relevant pentru această situație. Pentru că una e să fii director într-o uh, firmă în care 50 sunt angajați la lucru direct, uh, fizic și 2-3 ai în sistemul de uh, management. management și una este să lucrezi cu 60-70 de profesori, dar și cu 10 mai ales poate că e mai greu acolo în care toți sunt uh, egal ca pregătire și greu să distingi, să zicem, care dintre ei sunt formidabili, care sunt chemați pentru a face meseria de dascăl, care nu sunt chemați, pentru că sunt situațiile foarte bine puse în evidență, dar depinde, zic, de cel care conduce instituția de învățământ. Dar cineva anticipează și zice așa, vă rugăm să invitați la această emisiune după concurs pe noi directori de la CNSH și Virgin Magiaru. Pentru că, 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 sunt direct, că da. Până la urmă, o să vină și ei la dumneavoastră, așa cum dumneavoastră. Nu, s-ar putea ați... să fie cu o nuanță, mi se înțeles. pun mai multe, mai multe fețe da. plângăcioase, da. sunt pe mesaj dacă da. ar putea să vadă da. telespectatorii, ceea ce da. înseamnă că se dore, adică se anticipează altceva. Așa. Cineva vă întreabă așa, în aceste condiții, dacă concursul se dă, și a spus multe lucruri despre el că, care nu prea sunt în regulă, are el relevanță? Ar putea să nu fie recunoscut după aceea? Asta nu știu în ce măsură ar putea fi nerecunoscut pentru că să iscă o altă situație, un alt cu tremur în învățământ, să nu recunoști după ce ai fost pe oamenii să scrie, au mai și câștigat concursul. Nu cred că se va întâmpla lucrul acesta. Dar relevanța lui, cred că am scos-o în evidență prin etapele care constituie concursul respectiv. Proba scrisă care, mă rog, cred că o pregătire era prin selecția unor, selectarea unor item dinainte, sute, poate să fie oricât de mult, dar măcar să vezi cam ce intenționează graba aceasta, graba strică treaba, știți cum zicem noi, mi s-a părut fără rost, așa, într-o perioadă de sfârșit de semestru, de apropierea sărbătorilor, de schimbările care se produc masiv se vor produce, dar nu știu, probabil... Da, vă zice, zice cineva aici într-un mesaj v-ați uitat pe calendarul pentru directori? Validarea se face după alegeri, așa că cine știe? A, nu mi-am pus problema asta <laughs> da, <laughs> Bo, da, este, inteligent. da, este de pe... sigur, da... Așa este, nu, dar nu mi-am pus eu problema băgându-mă în... Cineva, vă, cineva ne întreabă, sau vă întreabă pe dumneavoastră, dacă este la un liceu și, bine, exprimarea e ciudată, dar în fine, dacă este la un liceu și face parte din Consiliul de Administrație ca reprezentant al elevilor, poate participa în comisia de... în comisia a, sigur, de sigur, Probabil că un copil o... a întrebat. Dar, da. Exprimarea este, arată da, de aliceu liceu tehnică să fiu rău puțin. Da, da. Da. Bun, hai să mai întâmplă și la case mai mari. Așa. Da, poate poți să facă cauza parte, dacă școala îl trimite acolo, ca observator, nu poate Și dacă trebuie parte. să aibă minim 18 să aibă, 18 să aibă vârsta, ca și membru al Consiliului de Administrație, ca să poată vota alături de ceilalți membri, să aibă 18 ani. Da, și mai zice ceva, domnilor, nu trebuie să vorbiți de rău Ministerul cu această organizare jos pălăria, toată lumea să fie cu concurs. Dar ministrul de ce nu de concurs? <laughs> deci asta de e Mi-a tremurat puțin inima când am început, dar a <laughs> Așa așa bine, mesajul, <laughs> da. Da, multe, da. Două dintre mesaje, primul și ăsta a fost, a fost chiar, chiar interesant de la același număr. A mai venit între timp unul. Să zice așa, bună seara. Cu alegere de a avea un nou director, se schimbă și procentajul de probabilitate de a lua bacu? Întreabă cineva. Uh, acum depinde de cei care lucrează efectiv cu elevii. Uh, se poate schimba, și în bine, dar în bine se poate schimba tot prin efortul profesorului de la catedră cu elevu. Deci, nu știu cât. Uh, directorul, urma, dacă are și el o clasă, două de acolo, de final, de ciclu, de bacalaureat, să vadă cum lucrează el efectiv. Dacă nu, profesorul care predă română, Matea, adică. Geografia, nu, pe aici, aici e o problemă și ar trebui să o înțeleagă cumva cei care ne privesc, care nu sunt din domeniul educației, că învățământul este în așa fel. Poți să îl urmărești mai mult, să-l dinamizezi puțin pe cel de la clasă, dar până la urmă, de foarte multe ori, contribuția directului este doar cu vorba bună, în sensul că poate nu are materie de examen sau și dacă știi că ăla e slab sau nu-și face datoria... E foarte greu să iau mă deci, o măsură împotriva lui să-și Și spus da. motivul pentru care e greu acest lucru. Că în fost și la urma urmei suntem la fel, egal. Unul are șansa de să de promoveze concursul și ambiția să ducă acolo, celălalt își vede treaba lui la catedră și atunci e greu să intervii. Sigur că sunt situații în care trebuie să intervii poate și puțin mai să zicem legist în o serie de probleme, dar eu zic să-i naibă ghinionul directorii noi cu asemenea cazuri, că nu sunt ușor de rezolvat. Cineva ne și laudă, spune așa, bun găsit domnilor, vă felicit pentru singura emisiune care am văzut-o despre concursul cu directorii în care să aflu și eu ceva. Da, mulțumim, <laughs> îmi mulțumim, cineva. da. da. Dacă e și din sistem cu atât mai... Da. Uh, și mai spune așa, ce se întâmplă cu directorii care nu au mers la concurs sau dacă merg și, și pică? Deci dacă merg și pică concursul, nu mai pot fi director. Nu știu cum e cu cei care nu s-au dus. Acum am înțeles din discuții că tot uh, acolo unde se zice că nu câștigă nimeni și directorul uh, care a fost, nu s-a dus nici el, inspectorul general are această posibilitate de a detașa în continuare interesul. Văd să vă pe un cadru didactic, chiar și pe directorul care e în prezent și nu s-a dus la concurs. Deci asta am auzit-o, nu, nu sunt sigur că n-am citit. Da, avem o altă întrebare, e din la dumneavoastră din curte, ca să vă spun da, așa. Bine. zice așa, -ă, telespectatorul sau telespectatorul, domnul Marius Badea candidează ca director. Și dacă da, ce părere aveți despre asta? Sigur, el candidează din discuțiile pe care le-am avut, poate să și câștige că s-ar putea să fie pregătit sau să pregătească. Nu am nicio părere, pentru că nu văd ce face ca director. Acum nu pot să spun. E un coleg cu care am lucrat o perioadă destul de lungă de timp, un coleg care are, să zicem, CV-ul încărcat, adică poate să treacă examenul fără probleme, un coleg pe care îl voi superviza eu cât mai am timp, sau ceilalți 60 de profesori care nu se fac directori. Al mesaj spunea așa, jos pălăria pentru domnul director. I se va simți lisa mai mult ca sigur. Cum să vă zic, că sentimentul ăsta dat de această intervenție mă copleșește și mă face să Mă simt puțin vinovat că nu particip mai departe, dar viața are limitele ei. Asta trebuie, poate la lucrul ăsta trebuie și m-am gândit cel mai mult în această perioadă. Că, până la urmă, trebuie să ieși cumva dintr-o. Din acest corset, care oricum, a fi director, te obligă la alte atitudini în, în comunitatea în care locuiești. Trăiești acolo și să mai faci și altceva. Sunt lucruri care nu le-am făcut atâția mari de ani când am fost director și au trecut ani și asta, v-am spus, asta mă face să gândesc și să. Mă rog, și să și sufăr puțin ca Să știți că, aveți și alte mesaje. Unul dintre spune așa, domnul director este un om extraordinar, foarte bine pregătit și un foarte bun coordonator. A fost profesorul meu la mașinul NLT și al fiicei mele la economic. Păcat dacă se retrage. Vrând de vrând, odată se întâmplă. Mi-aș dori să mă retrag și să termine totul cu bine, adică să fiu sănătos. Asta e problema. Că e o vârstă pe care, mă rog, altă dată, v-am spus, era de mult depășită de cei care ieșeau la pensie. Iată un mesaj de la elevi de data aceasta. Vă iubim, domnule director, de ce renunțați la noi, elevii din CVM, spune el, <laughs> și vă pui și niște inimioare, așa, da, mesaj. eu am avut și asta, ea și îndemna și pe cei care vor lua funcția de director în urma concursului, era indiferent ce școală. Eu am o relație deosebită cu elevii, deosebită, adică am auzit și discuțiile colegilor mele în spatele ușilor acolo unde făceam careu cu elevii, că sunt iubiți și... Deci, un har, dacă eu l-aș lua până la urmă, nu o mare știință, dar un har de a comunica și cu elevii, pentru că până la urmă de aia suntem toți acolo, fie că ești director, fie că ești profesor sau administratorul al școlii, om de serviciu, ești pentru acești elevi. Nu i-ai pe ei alături, nu i-ai pe ei formați, școala ca instituție suferă și nu mai are semnificația dată de lege. Da, mai sunt aveți și alte mesaje de fericitare. Una dintre, dintre vă spune să aveți pensie fericită și să nu uitați liceul, spune cineva. Sigur, eu nu pot să lui, n-am cum, pentru că am lucrat mult să ne acolo. Da, da, mai avem un minut, mai îmi propusez să vă întreb să abordăm și alte subiecte, din păcate, iată că acesta cu concursul a fost destul de audiat inclusiv de telespectatori. Deci cred că sunt peste 20 de mesaje, n-am putut nu le-am numărat, dar cam așa arată. Ca o ultimă, să spunem așa, întrebare, mă trisesc că am văzut că era sugerat, mai era, ales că dumneavoastră sunteți și coordonatorul, sau a fost coordonatorul Cercului cu Directorii la nivel de liceu. Cam ce procentaj așteptați de la candidați admiși? La acest concurs din gorj, așa, după, după experiența dumneavoastră, după cum îi cunoașteți. Deci, eu cunosc pe cei care sunt directori, unii dintre ei de timp îndelungat, oameni de valoare la școlile mari, au condus foarte bine instituțiile respective, cred că vor obține rezultate foarte bune. Alții care au ambiția și dorința de a fi directori, de asemenea, cred că vor obține rezultate bune, și alții care se duc și din ambiție, din orgoliu din... Sau mă rog, salariu mai mare. mare așa nu este, că îmi făceam astăzi o diferență între salariul de director și cel de profesor. Mă rog, cu gradație de merit, cu sporul de doctorat, nu mă... Ei, ceva, ceva să scade, dar nu atât cât să mor de foame. Totul e să fiu sănătos, știți. Ceea ce vă dorim și noi, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră din această seară. Vă așteptăm în continuare la emisiunile Școala Gorjana Mulțumim! Și eu vă mulțumesc, iertați-mă o secundă. Și da. am început cu dumneavoastră și sper să nu terminăm acum cu dumneavoastră în, în, mas, în media. Eu cu da, cu ani în voastră. urmă, <laughs> tot într-o emisiune de televiziune, așa că vom continua cu siguranță. Mulțumim și telespectatorilor. Ne întâlnim miercuri viitoare la aceeași oră la emisiunea Școala la revedere! La revedere!